Este ca o duminică în familie și așa că trebuie să facem și cunoștință, dacă tot ați venit la noi. Eu sunt Alina Riton, partenerul meu. Dorian. Noi reprezentăm Rotary Kronstadt. Obiectivul nostru... În calitate numai de prezentator. De prezentatori. Colegii noștri sunt în sală. O să-i cunoașteți mai târziu. Obiectivul pe anul 2017 este să susținem performanța. De aici ideea de a organiza un eveniment caritabil pentru un tânăr extrem de talentat, Octav Pârlea, o să-l cunoașteți mai târziu. Este un violonist care promite și care cu siguranță ne va reprezenta România cu mândrie peste votare. Dacă sunt româncă și sper, da, sper să observați, că vedeți până aici și Dorian are un papion în culorile de... Sunt om, așa că am emoții, dar mă bucur foarte tare să vă am acasă la noi. Revenim la subiect. Octav a câștigat, a obținut o bursă în Londra, la Lorenzi Conservator, mulțumesc, Purcell. Și rolul nostru este de a sprijini. O mică... Nu este corectură, este o mică completare. Te rog, Daniel. Eu am avut plăcerea să stau mult de vorbă cu el, pentru că am avut o emisiune TV cu el zile trecute. Am difuzat în premieră astăzi dimineață la RTT. Și mi-a povestit de a fi rapper practic toată viața lui. O să vă povestesc și eu puțin din ce mi-a spus el, însă ce este important este că el așteaptă acum și stă ca pe acea rezultatul acelui test pe care l-a dat la Conservatorul Purcell. Deci urmează ca probabil dintr-o zi în alta, dintr-o oră în alta, să se spună rezultatul. Însă din ce l-am simțit eu și din optimismul care emană, se pare că răspunsul va fi da. Dorian, îți mulțumesc pentru completare, dar eu și împreună cu echipa Rotary suntem atât de plini de pozitivism, încât nici nu cap îndoială că tânărul nostru nu va obține bursa. De aia eu gândesc pozitiv. Tânărul nostru va obține bursa, ne aflăm aici să-l sprijinim, ok? Duminica în familie? Da, duminica în familie și aș vrea acum să-mi alocați 4 minute, cred că nu mai mult, ca să încerc să vă introduc în atmosfera în care m-a introdus Octav pe mine atunci când am avut interviu cu el. Nu am găsit, nu știu, altă comparație mai bună decât cea pe care o să vă spun acum. Și sunt convins că, uitându-mă în sală, sunt foarte multe persoane care au trăit ceea ce am trăit și eu, o să vedeți despre ce e vorba, sunt și multe care nu au apucat să trăiască, dar o să le explic. În devenit copil, mi-a plăcut ciocolata și dumneavoastră credeți că m-am plăcut. Și nu cred că știți că se zice că 99% îl iubesc ciocolata și uia 1% mint. Și mama face o ciocolată de casă senzațională. Și făcea acea ciocolată de casă când eram copil, însă știți că pe vremuri sunt mai greu, cu laptele, praf, cu cacao, nu se prea găsea. Și drept urmare o făcea cam de 2-3 ori pe an, pentru că atunci nu-i permitea. Și făcea într-o tavă, o văd și acum așa subțire, după care mă ascundea prin bibliotecă, noaptea să n-au găsit, pentru că trebuia să facă bomboane de pom a doua zi, noi le pachetam. Și mă sculeam cu fratele meu noaptea și nu ne lăsam că nu găseam tava, rădeam jumătate din ea, puneam înapoi și dimineață plecam repede la școală să nu ne prindă. Mama nu ne făcea nimic, ne certa. Am avut această pasiune pentru ciocolată mulți ani. Și nu am găsit o ciocolată la fel de bună ca a mamei, mult timp. Și mi-am dorit să fac o ciocolată care să rivalizeze cu a ei și să pot să-i spun mândrui de mama, fac și o ciocolată care poate să fie aproape la fel de bună ca a ta. Și mi-am dorit foarte mult acest lucru, an și an de-a rând. Nu am reușit, însă la un moment dat a fost cineva care m-a ajutat. Și nu m-a ajutat făcându-mi o ciocolată, mi-a dat un imbold. M-a chemat la un moment dat în Belgia și m-a plimbat pe la mari șocolatieri și pe la o fabrică de ciocolată și mi-a dat dimensiunea a ceea ce înseamnă. Nu aveam banii respectiv ca să merg să ajung acolo, el mi-a făcut acest tur al ciocolatei și din momentul acela
Am învățat atât de mult și atât de mult a pornit în mine o pasiune și mai mare despre ciocolată, încât rezultatul acestei pasiuni puteți să-l vedeți în foaier în pauză. Și dumneavoastră o să decideți dacă e bună sau nu. Deci fac ciocolată. Și Alina mănâncă deja. Iar acum o să vă zic legătura cu Octav. L-am avut în studio și în momentul în care am discutat cu el, era foarte frig. O să vină și o să vă confirme. Tremura tot și nu de emoție, ci de frig. Pentru că era frig în studio, era căldură. Și am spus, Octav, o să vezi că peste ani de zile ne vom întâlni în New York și acolo o să mă inviți undeva și o să povestim cu drag despre momentele astea în care tu tremuri acum. Când mi-a povestit viața lui pe scurt, o să vedeți pasiunea aia care o are în ochi. Știa exact ce vrea să facă la anul, exact ce vrea să facă peste 5 ani și exact ce vrea să facă peste 20 de ani. Exact asta am și întrebat. Știa atât de bine și nici măcar un singur cuvânt nu s-a bătut. Gândiți-vă că avea 15 ani, avea exact 16 ani am primit în momentul în care a făcut această emisiune, adică vineri. A făcut 16 ani. De-aia am spus această poveste a mea, pentru că acea pasiune nebună pe care am avut-o, am văzut-o în ochii lui acum. Și de multe ori, nu ne trebuie decât acel imbold. Ne trebuie acel lucru ca să-l propulseze să poată să ajungă în Londra. E, Rotary Kronstadt, împreună cu tatălui, împreună cu Adrian Skrimiț, care a venit și ne-a prezentat acest caz, că până la urmă este un caz, cu Interact, Rotaract, toți cei care suntem aici și Santa, care a fost sufletul acestei și este sufletul Rotary Kronstadt, vă rog să aplaudați, că merită. V-am adus pe dumneavoastră astăzi aici în sală și o să vă rog să fie o seară cât mai relaxată, să ne scuzați micile inadvertențe, pentru că scopul este acela pe care vi l-am amintit. Acea pasiune din ochii lui Octav să se transforme peste câțiva ani de zile în această mândrie pe care o port eu la gât și Alina pe spătarul scaunului. Vă mulțumim! Bun, și trecem și la... Dorea, tu știi să cânti? Pot să-mi zic ceva, dar șoaptă, dacă nu așa... Nu cred că ție să-mi șoaptă. Pot să spun, deci prima oară, știți, când te duci la școală, toată lumea cântă, vine profesorul de muzică, și spune, tu vocea a treia, a doua, a treia, pe mine m-a dat prima afară. Vorbesc de asta. Deci nu știu să cânt. El mi-a spune, Alina, ești atât de talentată. În capul meu, talent egal artist, egal cântăreț. Nu sunt cântăreață, dar talentată sunt. În seara asta o să mă inspir de la niște copii extraordinari. Sper că și dumneavoastră îi ajutăm un pic cu niște aplauze. Sunt foarte copii.